Sărbătoarea de astăzi a fost marcată printr-o sfântă liturghie săvârșită de Mitropolitul Olteniei, la care a asistat soborul părinților, profesori de la Facultatea de Teologie. Festivitățile au continuat la noul sediu al facultății, în aula Mitropolit Nestor Vornicescu. Mulțumim părinților profesori care s-au servit pentru bunul mers al facultății noastre, domnul profesor, și mulțumim și domnilor studenți și studente care se posenesc după măsura lor, profesorința lor, să asimileze aceste cunoștințe și să fie aproape de biserica noastră și în comuniune cu sfinții noștri protectori. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate și la mulți ani facultății noastre. O facultate în plină dezvoltare, o facultate dinamică, o facultate care a crescut foarte mult numărul de locuri bugetate în ultimii ani și au crescut pentru că merită, pentru că și-a dezvoltat programe noi de studii și atractive, pentru că toți colegii mei care lucrează în această facultate depun eforturi în fiecare zi pentru a ridica prestigiul acestei instituții. Festivitățile de la Facultatea de Teologie au cuprins și o expoziție de picturi realizate de studenți și s-au încheiat cu un recital de muzică religioasă susținut de corul facultății.